Domnule director, ce surprize ați pregătit pentru sfârșitul de săptămână, mai precis pentru ziua copilului, data de 1 iunie? Așa cum cred că deja am obișnuit pe Turdeni, de 1 iunie, ziua copilului, noi vom derula un eveniment care se va intitula generic Copiii Salinei Turda. A existat un motiv pentru care ați optat pentru acest titlu, să-l numim așa? Da, titlul mi s-a părut interesant, mi-a fost sugerat de către o mulțime de copilași care i-am văzut și văzându-i în salină, am spus, parcă ar fi copiii noștri, parcă ar fi copiii Salinei Turda. Poate este o chestie inedită, în mod deosebit de a spune chestiunea asta. Sens în care mi-a venit ideea și atunci am spus de 1 iunie pe platou din fața Salinei Turda, mă rog, în parcare, vom organiza această zi inedită sub genericul Copiii Salinei Turda. Ați putea să dezvăluiți de pe acum care sunt parte din lucrurile care îi așteaptă pe cei mici la salină? Evident, o parte din ele... O parte să rămână și surpriză. Să rămână surpriza pentru ei. Vom avea un actor profesionist care se va ocupa de către desfășurarea evenimentului și evident am putea spune câte ceva să dezvăluim. Vor fi concursul de mim, concursul de interpretări, vor fi clowni, vor fi jocuri cu baloane și alte și alte surprize care sper să le placă copiilor Salinei Turda. Vă așteptați la o participare mai numeroasă decât cu alte ocazii? Desigur, la eveniment organizat de 1 mai, friptura de turda, am servit atunci circa 800 de porții și dacă mai era în cazan, desigur, s-ar fi consumat. A fost o zi plăcută, a fost o zi deosebită sub aspect climatic. Sper ca și ziua de 1 iunie să fie o zi plăcută sub aspect climatic. În ideea în care cel de sus, Sfântul Ilie, vine cu ploi, avem varianta de rezervă și o să organizăm acest eveniment în cadrul Salinei Turda. Într-un loc anume amenajat pentru copii, în salină, în cazul în care plouă sau unde? Desigur, avem variante, variante bune în care vor putea participa inclusiv bunicii, părinții care însuțesc copiii. Este o zonă unde ei se vor simți bine și vom putea să desfășurăm astfel de evenimente pentru copii. În cazul în care vremea este favorabilă și activitatea se va desfășura pe platou, bănuiesc că salina va fi deschisă în continuare vizitelor pe data de 1 iunie. Evident, ziua de 1 iunie este o zi turistică ca și de obicei. Chiar dacă acest eveniment se va derula în cadrul salinei, noi nu vom opri vizitatorii. În acest sens, practic, vizitatorii își vor desfășura cursul turistic normal, iar ziua copiilor Salinei Turda se va desfășura în paralel, concomitent. Sunt două acțiuni care beneficiem de spațiu necesar pentru a se desfășura concomitent. În cazul în care timpul va fi nefavorabil și acțiunea se va desfășura în salină, asta ar implica, știu eu, costuri în plus pentru participanți? Nu. Ar fi taxă de intrare pentru copii? Nu, nu, nu. Taxele sunt cele obișnuite care le știm. Mă rog, copiii sub 3 ani, așa cum știm, vor intra pe gratis și vom găsi o soluție pentru copiii care vor participa să fie ok și pentru ei. Aveți un mesaj să le transmiteți celor pe care îi așteptați sâmbătă să fie prezenți la Salina Turda, atât copiii pentru ziua copiilor, cât și turiști? Evident, mesajul se adresează bunicilor, bunici veniți cu copiii la Salina Turda, mesajul se adresează părinților, părinți veniți cu copiii la
evenimentul Copiii să linie Turda și deopotrivă copiilor, copiii, luați-vă bunicii și părinții și haideți la acest festival al vostru.